Grecia este sufocată de refugiați, insulele sunt tot mai neîncăpătoare pentru locuitori și tot mai respingătoare pentru turiști, din pricina scabiei și a gândacilor care colcăie în adăposturile improvizate. În insula Samos, refugiații reprezintă jumătate din populația totală, iar autoritățile încearcă să încurajeze pe migranți să ceară ajutor pentru a reuși să apeleze la înțelegerile cu Uniunea Europeană. Samos este acum casa a 3800 de refugiați, jumătate din populația insulei și de 4 ori peste capacitatea adăposturilor. Lauda locuiește în acest cort de o lună, în afara taberei oficiale de refugiați. Acolo nu mai sunt locuri. Băiatul susține că are 16 ani și a aplicat pentru azil. Este bine aici, în Grecia. Vreau să merg la școală și să învăț. Mi-ar plăcea să studiez inginerie mecanică. Oamenii care locuiesc aici sunt mușcați de insecte, nu au apă curentă, iar cea mai bună metodă de a se spăla este să înoate în mare. Și, deși refugiații se chinuie din răsputeri să-și construiască niște condiții decente de trai, în ajutorul lor vin voluntarii. Foarte mulți oameni au scabie în campus și nu-și pot spăla păturile în adăpost. Ei efectiv trăiesc și dorm pe acele pături. Avem saci plini cu pături pe care colcăie gândacii. Oamenii trăiesc în condiții îngrozitoare și nu au nicio scăpare. Scabia, de exemplu, este foarte ușor de tratat, dar când locuiești într-un astfel de centru, nu ai cum să scapi de ea. Unii refugiați au fost norocoși și locuiesc în moteluri plătite de asociațiile caritabile, un semn că Grecia îi încurajează să apeleze la autorități și la voluntari, însă își dorește ca Samos să poată rămâne o destinație turistică.